Doamnelor, domnilor, bună ziua din nou! Sunt Cristian Foghel în platoul Roman 24. V-am obișnuit de ceva vreme să ne întoarcem cu emisiuni. Data trecută l-am avut pe cofondatorul, co-inițiatorul Next Space. Astăzi o avem invitat pe doamna Teodora Baciu, de asemenea membră în Next Space, membră în mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei și nu... Acolo doar sunt simpatizant. Simpatizant al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Roman din partea proaspăt înființată de formațiuni politice Împreună pentru Moldova. Filiala Roman, evident. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Nu mai țin minte, ne-am mai văzut în platoul ăsta? Parcă da, o dată sau de două ori. Cu ocazia altor alegeri. Ați mai făcut niște modificări pe aici de când nu am mai fost. Acum niște avem imagine în mișcare. Da. Dragilor, vom vorbi astăzi despre... Pentru cei care n-au fost pe fază, ieri s-a făcut lansarea programului Împreună pentru Moldova. Doamna Teo a dat citire acestui program, care s-a întins pe... o durată destul de sănătoasă, astăzi nu o să putem să acoperim tot ce avem aici, dar... Acoperim ce vrei tu. Putem să acoperim ce e de acoperit, e un fel de... Da? Vorbim de ce s-a vorbit, de ce s-a vorbit ieri în acea conferință de presă. Și anume, hai să începem cu finalul, pentru că ăla mi-a atras atenția în mod special, pentru că e mai scurt. Da? Primele 100 de zile de mandat. Să presupunem, deci nu facem campanie electorală, că încă nu se vorbește de așa ceva, candidezi la... Am anunțat intenția, asta corect, este ideea. Deci, și cumva e o logică în toată această decizie. Pentru că pe 18 august este zi limită de depunere a candidaturilor la birourile electorale de circumscripție. Prin urmare, e firesc ca partidele să vină și să înceapă să spună: uitați, noi suntem echipa X, candidatul Y și prezentăm programul Z. Și după aia se trece în foarte scurt timp, mai exact 10 zile după, se trece efectiv în perioada de campanie electorală. Bun, dar acum se spune că e precampanie. Acum este precampanie. Da, putem să spunem absolut orice. Primele 100 de zile de mandat. De ce 100 de zile aici n-am înțeles? De ce nu primul an? Pentru că sunt măsuri care se pot lua foarte simplu. Nu ai nevoie de un an de zile să faci evaluarea activității poliției municipiului Roman, poliției locale a municipiului Roman, cea care este în subordinea primăriei. Deci, aparent există oameni care fac evaluarea asta zilnică, dar nu-i crede nimeni. Poate nu e evaluarea aia care trebuie. Eu sunt o țară ironic, sarcastic, dar sunt oameni care spun: băi, poliția locală nu-și face treaba. Hai să admitem chestia asta. Sunt puțini cei care își fac treaba. E o evaluare. Este o evaluare, însă știi foarte bine și aș vrea să păstrăm același ton familiar cu care ne-am obișnuit de atâția ani. În momentul în care o persoană este nemulțumită de un serviciu sau de un produs, cu siguranță probabilitatea de a da un feedback negativ este mult mai mare decât în cazul în care este mulțumită de acel produs sau acel serviciu. Adică oamenii se plâng vizibil, dar mulțumesc așa pe tăcutele. Eu consider că și acesta este un aspect pe care trebuie să-l luăm în calcul. În momentul în care cineva ajunge pe fotoliul de primar, trebuie să fie corect, trebuie să fie coerent, trebuie să se uite pe cifre în mod obiectiv, trebuie să se uite pe imagini, pentru că mai nou sunt polițiști locali, da, care au acel body cam. Am văzut și eu unul, deci, da. Lucrurile e foarte bine să vină din partea cetățenilor. La aceste sesizări ale cetățenilor însă trebuie adăugate toate lucrurile pe care deja le-am menționat. Și mai trebuie văzut de ce, spre exemplu, o persoană care lucrează la poliția locală și care a trecut prin vreo 3-4 comisii până acum, lucrează în continuare acolo și nu a fost nici măcar mustrată.
Avem nume? Nume? Nu avem nume, dar lucrurile sunt certe pentru că într-una dintre sesizări a fost vorba despre o persoană apropiată mie și acea sesizare efectiv nu a fost înregistrată. A, deci vorbim de situații clare concrete. Care există, de unde poate spune nimeni că, bă, frate, le-am inventat eu acum. Nu, sunt situații concrete, lucrurile s-au întâmplat și când am ajuns la primărie și am zis, uitați, de ce n-ați înregistrat această sesizare, care a fost făcută la numărul scurt al poliției locale, a fost o explicație de genul, da, știți, domnul Teo, da, eu, da, știți, adică lucrurile astea chiar trebuie să se oprească, nu mai putem să mai stăm cu da, știți, asta e situația, nu se poate. Și dacă și de la bateți cui în talpă, am întrebat chestia asta și ieri în conferința de presă, mi s-a părut că te-am luat așa puțin pe nepregătite, vorbind de oameni care, într-adevăr, în urma declarațiilor de ieri, își văd pus serviciul în pericol. Și ce contează cu adevărat? Contează bunăstarea a 3 oameni care nu-și fac treaba sau contează bunăstarea unui oraș care este format din 10.000 de rămașcani? Până la urmă, cum punem lucrurile acestea în balanță? Adică să înțeleg că ești cumva, te asociezi cumva mișcării astea de desființare a poliției locale? Nu e vorba despre o desființare, este vorba despre eficientizarea activității. Poliția locală are rolul ei în societate, pentru că și așa echipajele de la Poliția Națională sunt foarte puține. Câte mașini de poliție mai vedem pe stradă atunci când nu sunt accidente? Da? Și vorbim de Poliția Națională. Da, asta e chestia pe care am susținut-o și eu, că deci nu avem poliție, nu avem poliție în oraș, dacă desființăm și poliția locală. Ce mai facem? Cât de repede se mai poate ajunge la o intervenție? Poliția locală trebuie să-și facă treaba, dar trebuie să-și facă treaba bine, având foarte conștient faptul că ea slujește cetățenilor. Începem programul, citez, începem programul de monitorizare independentă a calității apei potabile. Există un birou, înțeleg, în primărie care se ocupă de chestia asta. Ați văzut cumva vreodată afișat vreun rezultat cu privire la calitatea apei potabile? Eu am căutat pe site. Da. Eu am căutat foarte multe informații pe site-ul primăriei în atâția ani de activitate profesională și credeți-mă că tot ce este pus acolo vine din experiențe pe care le-am avut nu doar eu căutând informații, ci și oameni de afaceri și persoane din domeniul civic și din multe alte domenii socioprofesionale. Atât timp cât primăria nu vine cu aceste informații din proprie inițiativă fața cetățenilor, ei bine, lucrurile acestea trebuie să se schimbe. Și da, se pot schimba în 100 de zile de mandat, în primele 100 de zile. Ok. E posibil. Întreb. Am văzut destule filme, că batem cam în aceeași vârstă, da? Am văzut destule filme și se merge mult pe ideea, nu trebuie să dăm toate informațiile populației. Populația, dacă o ții așa, la un nivel minim de informație, e perfect. Că dacă dai toate informațiile populației, poți crea panică, poți crea tot felul de stări din astea sociale pe care nu mai poți controla. De exemplu, dacă apa mâine ar fi otrăvită. Un exemplu, da? Nu faceți așa ceva. Un exemplu. Dacă și primarul primește informația asta, nu o să o facă publică. Primarul trebuie să facă ceea ce este bine pentru comunitate. Adică nimeni nu cred că își poate asuma să știe că apa nu este bună de băut și cu toate acestea să continue furnizarea apei potabile. Sunt cazuri în țară. Potabile, da. În ghilimele. Sunt. Nu știu de ce. Eu beau apă de la robinet. Mi se pare bună. E ok. Pe de altă parte, sunt eu. În momentul în care am gândit acest proiect, care acesta este o mică parte din proiectul privind o nouă sursă de captare pentru apa rămașcanilor, pentru apa noastră tuturor, am vorbit cu specialiști, cu mai mulți specialiști, pentru că asta este foarte important, să ne adresăm celor care sunt foarte buni pe domeniul lor. Și ni s-a spus în felul următor, este posibil ca pentru anumite microorganisme din apă, din apa dintr-o anumită zonă, oamenii în timp să fi dezvoltat anticorpi. Adică, ție ți se pare foarte bună apa de la robinet și o bei. E posibil ca cineva care vine din sudul țării și tu îl servești cu apă de la robinet să aibă probleme digestive dacă el găsește, găsește în apa aceea un anume microorganism care pe el îl afectează. Asta nu înseamnă că acum apa de la robinet nu este bună, a ne înțelege foarte clar. Vorbim de situații ipotetice aici, pentru că ai întrebat de apa otrăvită și de acolo a pornit discuția. Este vorba despre faptul că trebuie să oferim o apă de calitate indiferent la ce parametri ne uităm și indiferent dacă avem anticorpi sau nu. Despre asta este vorba.
Organizăm, punctul 2. Publicăm în presa locală și în social media concursurile de angajare. Și eu nu vreau să dau cu programul vostru de pământ. Spun că mi se pare ciudat să încerci să faci niște chestii care există deja. Există un site întreg, posturi.gov, unde se publică aceste posturi. Deja. Și noi ca presă le preluăm și le publicăm, le facem publice și oamenii reacționează. Unde e noutatea? Le publicăm în presa locală. Nu le publicăm pe toate. De ce? Pentru că uneori informația aceasta s-ar putea să fie mai puțin importantă decât, nu știu, un accident care are loc. Și atunci, dacă este o colaborare fermă între administrația locală și presă, lucrurile acestea se întâmplă frecvent și constant. De multe ori, jurnaliștii au aflat despre angajări doar pentru că întâmplător citeau un site. Așa e, da. Ori eu vreau să schimb tocmai această manieră. Nu e normal ca presa să afle întâmplător accesând un site. E normal ca informația aceasta să vină către presă în mod constant atunci când se decide o eventuală angajare, să spunem, să vină informația din propria inițiativă, să fim proactivi față de presă, pentru că dacă suntem proactivi față de presă, suntem proactivi față de cetățeni. Practic este vorba despre o schimbare de abordare în modul în care lucrăm cu informația. Uh-huh. Și ca să fie foarte clar, toate lucrurile acestea, ele trebuie reglementate prin niște acte normative, spre exemplu hotărâri de consiliu local, dispoziții și așa mai departe. Nu înseamnă că în primele 100 de zile de mandat se vor angaja oameni. Da, înseamnă pur și simplu că se reglementează niște modalități de a lucra. Ce înseamnă organizăm spațiul special pentru concursuri de angajare? Adică, pe bază de înregistrare audio-video și păstrarea pentru cel puțin 6 luni a imaginilor. Am ajuns să ne temem atât de mult de chestia care e normală, adică să te duci să dai un concurs normal, corect și să-l iei, să-l promovezi, să ocupe o funcție, dar ne temem de chestia asta de normalitate atât de mult încât trebuie să supraveghem fiecare mișcare pe care o face un candidat, pentru că ne temem mereu de corupție. Oamenii nu mai au încredere în administrație și, din păcate, încrederea în administrație nu se poate reconstrui de pe o zi pe alta. Trebuie să faci niște lucruri pe care oamenii să le poată măsura, cuantifica, să fie cumva palpabile. În momentul în care vine cineva și vrea să obțină un post, dacă acel concurs are loc într-o sală cu ușile închise, unde nimeni nu știe nimic, da, este clar că suspiciunea este mare. De câte ori, nu de câte ori întâmplă. Nu am auzit că persoana X a intrat pentru că a cunoscut pe Y. Așa, da? E. Există o persoană care lucrează în spital și care, după ce a ajuns să lucreze în această instituție publică, întâmplător mama ei lucrează într-o direcție a primăriei. Adică lucrurile acestea... Nu spunem că nu a luat concursul corect. Nu, dar nu poți să știi. Adică toate lucrurile acestea sunt atât de suspicionabile. Oamenii care au lucrat cu mine în momentul în care eu am adus în discuția publică prima dată modul în care au loc concursurile la spital, când de la proba scrisă luau 10, când la interviu îi picau cu 3 și când întrebam totuși cum poate să existe o diferență atât de mare între proba scrisă și interviu în așa fel încât să fie picat la interviu și când răspunsurile erau șabloane standard pe care le puteam lipi pe oricare dintre alte situații, am primit multe informații despre modul în care s-ar fi petrecut lucrurile, pentru că erau oameni care veneau și povesteau din experiențe personale. Până, dar psihologic vorbind, impactul ăsta al... Măi, să te duci să dai un concurs și să stea cu ochiul pe tine, cu camera de luat vederi și cu microfonul, mi-aduce aminte de modul în care s-a picat la BAC pentru prima oară când s-a introdus sistemul ăsta de supraveghere video. Și pe urmă mi-aduc aminte că s-a picat la examenul de conducere auto în momentul în care s-a băgat acea supraveghere video. Pentru că și asta are un impact asupra candidatului. Noi mergem pe ideea că
nu știu cum să spun, există o vinovăție oriunde, există o suspiciune, există o bucățică de corupție oriunde, adică plecăm din start cu ideea că oamenii ăștia sunt vinovați. Nu se pleacă din start cu ideea că oamenii sunt vinovați, pentru că nici la bacalaureat, în momentul în care ai supraveghere audio-video, nu pleci cu ideea că acei tineri care se duc să dea examenul maturității vor frauda. Nu aceasta este ideea. Și atunci de ce îi supraveghem? Îi supraveghem pentru ca în exterior lucrurile să arătăm că sunt transparente și corecte. Aceasta este maniera. Sau, spre exemplu, acum, când a fost, iată, situația în care o parte dintre examenele universitare s-au dat online, fiindcă, da, din motive de securitate sanitară s-a decis astfel la nivelul fiecărei universități. Faptul că a fost o activitate desfășurată online, pe o platformă dedicată, cu înregistrare audio-video, nu ne-a făcut pe noi, cei care am dat astfel de examene, să ne simțim cumva suspicionați de către ceilalți că, domnule, uite, de ce mă înregistrați. Variantă. A fost și altă variantă. Puteai să te duci la sediul universității, să anunți că vrei să dai. Însă nu este vorba despre a te simți supravegheat. Dacă nu ai nimic de ascuns, dacă tu știi materia, dacă tu știi exact pentru ce te duci acolo să concurezi, dacă ai muncit pentru diploma respectivă și te potrivești acelui post și dai dovadă de cunoașterea legislației, atunci nu ai de ce să te temi. Bun, și sperați cu ocazia asta, cei din Împreună pentru Moldova, să ocupați posturile cu oameni care sunt bine pregătiți pentru aceste posturi. Acesta este scopul. Ok. Începem publicarea plăților pe care le face administrația publică. Din nou voi spune, îmi pare rău, nu vreau să fiu ăla răutăcios. Există un sistem, se numește SEAP. Da. Păi el funcționează deja. Și câtă lume credeți că poate să acceseze SEAP-ul fără probleme dacă nu are cont? Bă, și se înțeleg că primăria, sub conducerea lui Teo Baciu, va trimite către toți locuitorii din Roman către o științare, vedeți că firma nu, X a preluat... Nu, va exista un tab, scuze englezismul, dar îl folosesc foarte des. Cei care ne urmăresc pe net știu ce da. Înseamnă... Special cu plățile efectuate, pentru că SEAP-ul este accesat dacă ai cont, foarte ușor. Dacă nu ai cont, este un pic mai dificil. Da. Nu ai modalități de căutare decât ai niște filtre care înseamnă coduri, care coduri CPV, nu știu câtă lume știe ce adevărat, înseamnă. Da? Da. Adică ideea este de a duce informația mai aproape de cetățean, de a o face accesibilă, de a o înțelege și persoana care a avut șansa să termine facultatea, dar și persoana care poate și-a dorit să facă asta și nu a reușit. Lucrurile trebuie să fie extrem de simple și extrem de clare, pentru că aici vorbim despre banii publici ai tuturor. Pentru că și o persoană care lucrează lăcătuș mecanic plătește taxe și impozite la primărie și are același drept de a ști ce se întâmplă cu banii și de a înțelege, nu de a ști, ci de a înțelege ce se întâmplă cu banii, la fel cum are un profesor care lucrează la o școală. Eu sunt de acord că aș vrea să știu exact pe ce cheltuie primăria banii pe care îi dau și eu, dar nu o să aștept acum să-mi spună primarul, am cumpărat un pix egal 6 lei. Dar primarul nu trebuie să cumpere un pix, primarul trebuie să facă un plan anual de achiziții, pentru că se știe foarte clar cam câte pixuri se consumă într-un an la primărie sau câte topuri de hârtie. Să fim serioși și la nivelul unei firme mici ne putem face niște previziuni. Ne uităm, am cumpărat topul de hârtie pe data de 23 iunie și l-am terminat pe data de 12 iulie. Prin urmare, la fiecare două săptămâni, această firmă consumă un top de hârtie. Lucrurile acestea se pot planifica foarte simplu și se face un plan, un program anual de achiziții care se face în trimestrul 4 pentru anul ulterior. Și în acest program se spune foarte clar câte pixuri, câte hârtie, câte mape, câte scaune, adică toate lucrurile acestea care pot părea mărunte sunt trecute în acel plan de achiziție, nu doar câți metri. Și cetățeanul să aibă posibilitatea să le verifice pe toate. Cetățeanul are acces la informație pentru că acel program de achiziții ulterior se transformă în solicitări de cereri de ofertă. Adică, practic, primăria face în piață o cerere de ofertă și firmele vin și ofertează. Nici nu știu cum să mă iau de punctul 5. Începem consultarea cu grupurile socioprofesionale. A trebuit să dau înapoi și să văd ce înseamnă. Pentru că nu, n-am că eu știu ce înțeleg. Înseamnă. Ce înseamnă? Consultarea cu grupurile socioprofesionale. Acest lucru foarte simplu. Înseamnă că atunci când chemăm medicii, spre exemplu, la o consultare și ei vin cu o idee
haideți să promovăm mai bine programul de funcționare a centrelor de permanență din municipiul Roman, pentru că știm foarte bine, centrul de primire urgențe al spitalului este supraaglomerat, da, în perioada aceasta poate mai mult decât oricând. La centrele de permanență nu prea se merge pentru că oamenii, din vari motive, nu știu de existența lor, ori consideră că e mai bine că la CPU sunt toate dotările și toate, nu știu, toate condițiile să fie tratați bine. Și dacă vine un medic cu o asemenea idee și considerăm că este o idee validă într-o consultare reală față în față și considerăm că această idee este una validă, atunci punem pe loc clar și stabilim când se va face această promovare, în ce perioadă, cum se va face, prin ce mijloace. E ca la bugetarea participativă, cumva? Nu este ca la bugetarea participativă, pentru că la bugetarea participativă acolo vorbim despre investiții. Aici vorbim despre idei. Acele întâlniri pe care le-au făcut toți primarii, except unul pe domnul Cărpușor, că nu mi-aduc aminte de pe vremea lui, toți primarii au făcut aceste întâlniri cu categoriile socioprofesionale, cu medici, cu profesori, cu stranierii, cu... ce mai era? S-au făcut. Da. Și nu a avut nicio idee. Nu, au fost idei. Au fost notate. Oamenii de afaceri s-au plâns că nu le merge afacerea și au așteptat sprijin de la primărie. Profesorii s-au plâns despre... au vorbit despre lipsurile pe care le au instituțiile de învățământ pe care le conduc. Și lipsurile pe care le au unitățile de învățământ pe care le conduc revin în sarcina primăriei de a le rezolva. Da, faptul dar am auzit idei. Mă, oameni buni, uite, mie mi s-au început să-mi cadă țiglele de pe acoperiș, hai să nu mai punem țigle, să punem, că am văzut eu undeva, plăci de ciment. E un exemplu. N-am auzit o idee. Înseamnă că nu ați fost la acea întâlnire pe care administrația locală a avut-o cu tinerii. Acolo au fost foarte multe idei. A, deci, să înțeleg că platforma asta, program, se bazează cumva mai mult pe tineri decât pe oamenii... Nu, se bazează pe a lua fiecare problemă identificată și ai încercat să-i găsim rezolvarea. Și ca să revenim la această consultare, această consultare trebuie să se termine cu ceea ce unii oameni cunosc, diagrama Gantt. Da? Știm exact cine face, când face, cum face și cu ce rezultate. Pentru că degeaba stabilim, da, vom face promovare, da, e foarte bună ideea. Și? Da. Și? Păi... și după aia? Adică trebuie să stabilim exact cine face această promovare, în ce mod o face, până când, care este rezultatul. Avem la început, înainte de a face promovarea, am făcut o analiză cu privire la adresabilitatea la centrele de permanență. După ce facem, să zicem, o lună, două de promovare, mai putem face încă o centralizare a adresabilității romașcanilor la centrele de permanență, adică putem să avem niște rezultate comparabile și măsurabile. Lucrurile acestea par să lipsească în totalitate acum și eu cred că oricine își dorește practic să vadă o îmbunătățire, dar să o vadă așa pe cifre, nu doar că vine primarul în conferință de presă. Poate vine, știi, nu e vorba că n-au oamenii necesari, e vorba că trebuie să existe cineva cu viziune. Da? Nu poate primarul să vină într-o conferință sau la o întâlnire cu oamenii și să zică, vă zic eu că e bine și voi trebuie să mă credeți. Nu, primarul trebuie să zică, vă spun că este bine pentru că și să vină cu rezultate concrete. Punctul 6 ar fi proiectul Linia Vieții. Am văzut conferința de presă de ieri, am fost acolo, este vorba de oamenii în vârstă și de modul în care se poate comunica cu ei pentru a prelua cumva ceva din înțelepciunea și experiența lor de viață? Este modalitatea prin care, poate cea mai simplă modalitate prin care administrația locală poate să arate că părinții și bunicii noștri sunt importanți. După ieșirea la pensie, mulți oameni au senzația că sunt inutili societății, lucru care este total fals. Pe de altă parte, mulți dintre părinții și bunicii noștri sunt oameni care au rămas singuri tocmai într-o perioadă a vieții lor în care poate aveau nevoie mai mult decât oricând de sprijinul unui copil sau al unui nepot. Dar condițiile de trai din oraș au făcut ca mulți romașcani să caute să se desvârșească profesional și financiar în alte părți. Așa este, da, prin urmare, trebuie să avem grijă de părinții și de bunicii noștri, fiindcă nu o va face nimeni pentru noi și nu trebuie. Cu o idee, la un moment dat, parcă nu mai știu cine, domnul Goțiu sau cine a venit cu ideea că să-ți iei amendă dacă nu ai grijă de părinții tăi, mergând pe ideea că dacă de copiii mici poți fi decăzut din drepturile parentale, poți răspunde în fața legii, da? De ce nu se întâmplă la fel și cu părinții?
Domnul Găsiu a avut foarte multe idei aparte, inclusiv faptul că nu a votat, inclusiv faptul că nu a votat pentru autostrada Unirii acum de curând când s-a modificat termenul. Dar unirea omului, ce? Permiteți-mi să mă abțin de la ce visează domnul Gățiu, dar revenind, trebuie să avem grijă de părinții și de bunicii noștri, fiindcă ei sunt parte din comunitate și putem face asta foarte simplu, fiindcă ei au nevoie și de medicamente, au nevoie și de asistență medicală, au nevoie poate de ajutor în multe servicii, dar mai înainte de toate au nevoie să se simtă ascultați. Bun. Și acest serviciu, asta aș propune să facă. Mai ales că eu cred că există toate modalitățile și spațiul și tot ce doriți deja la dispoziția administrației locale să poată să creeze o astfel de linie telefonică. Avem o direcție de asistență socială foarte... E premiată de 3 ori, dacă nu mă înșel, la rând, 3 ani la rând. Cea mai bună direcție sau directoare de asistență socială. Nu sigur, nu vreau să sară nimeni la gâtul meu, dar știu că s-au luat niște premii de excelență. Nu e, înțeleg, s-ar putea să dureze foarte mult să caut în telefon o fotografie din prima perioadă a pandemiei, apropo de treaba asta. Am fost sunată de un amic de la București care lucra la un consultor al unei asociații și m-a rugat să mă duc la o anumită adresă și mi-a dat și un număr de telefon și mi-a zis, te rog frumos, du-te la doamna respectivă, ne-a sunat plângând și ne-a spus că nu are ce să mănânce pentru că se mișcă greu, că a fost operată pe creier și așa mai departe. M-am dus, am luat niște lucruri. E în premieră când spun treaba asta, n-am mai spus-o nimănui, nici n-am scris despre ea, pur și simplu acum mi-a venit în minte ca să vă dați seama despre cum acționează Direcția de Asistență Socială. Și m-am dus și am sunat-o pe doamna, în fine, am găsit adresa, am ajuns acolo. Cred că mai mult decât produsele pe care i le-am dus, a contat faptul că m-am interesat de soarta ei. Da, ok. Da. Deci, credeți-mă, este încă un motiv pentru care cred că acest proiect este absolut necesar în România. Și care, în ce constă? Constă într-o linie telefonică? Într-o linie telefonică și într-o comunicare săptămânală cu cei care simt că nu au cu cine să discute, în special pentru cei care locuiesc singuri, astfel încât să știm dacă li se schimbă starea de sănătate, dacă trebuie să meargă la medic, dacă s-a schimbat ceva, nu știu, un tratament, pentru că toate lucrurile acestea sunt indicii. Și din punct de vedere organizatoric, fiecare persoană apelată va avea o fișă, în fiecare săptămână voluntarul va scrie... Unde voluntari? Da. Există o asistență întreagă. Există o asistență socială, știi? Dar ideea este să fim partea comunității toți. Și dacă vrea cineva să vină să facă 2 ore de voluntariat pe săptămână, dând telefoane, chiar mi se pare că nu avem de ce să ne potrivim. Ce e adevărat, e adevărat. În alte țări, vom spune mereu chestia asta, noi ca române să avem mereu în alte țări, nu, se poate și la noi. Există deja. Se poate și la noi, da. E linia pentru sinucigași, linia pentru ideea de că vreau să întrerup sarcina. Există, am văzut în Spania chestia asta, nu mi-a venit să cred. Există o linie telefonică dedicată pentru fetele, femeile care brusc au ideea că ar vrea să întrerupă sarcina și atunci sună și cineva le vorbește. Bine, e un preot, da? O biserică. Dar există. Și la noi, dacă nu mă înșel, există în fiecare săptămână cel puțin 4 cazuri de bătrâni căzuți în casă pe care îi scot pompierii pe scară. E ciudat, într-adevăr. Păi este ciudat pentru că nimeni nu știe cum evoluează starea de sănătate a celor oameni. De ce ajung să cadă? De ce ajung să se împiedice? Pentru că nimeni nu are grijă de ei în mod constant. Dacă noi am face asta la nivel de administrație locală, cu câțiva voluntari și în 3 ore am acoperit acele apeluri pe care ar trebui să le facem, eu cred că multe dintre astfel de situații ar fi de evitat. Și ca să revin la cazul din februarie-martie, atunci când am fost, am întrebat-o pe doamna, dar haideți să sunăm la Direcția de Asistență Socială, pentru că, în esență, acolo ar trebui să fiți în evidență. Dar nu inspectori. Am sunat și nu au venit la mine. Povestea asta cu nu avem asistenți sociali, toți sunt inspectori, am înțeles, o fi o titulatură, nu mă bag pentru că nu mă pricep, nu vreau să deranjez pe nimeni, nu avem asistenți sociali destui, mi s-a spus surse chiar din cadrul instituției, sunt inspectori. Acum nu știu ce înseamnă, poate asta e denumirea lor. Indiferent de denumire, trebuie să fim oameni și să ne facem treaba, eu cred, dar acolo există și o anumită separare. Spre exemplu, persoanele
care au în grijă persoane cu handicap grav, aceia sunt asistenți sociali care sunt cumva diferiți de acei inspectori care stau la birou și fac dosare sau nu știu ce alte activități administrative. Deci, în general, când vorbim de asistenții sociale care sunt trecute acolo câteva sute la număr, vorbim despre persoane care sunt din familia cuiva cu handicap în formă foarte gravă și care îi oferă asistență non-stop, adică mama unei persoane, tatăl unei persoane sau, din potrivă, fiul, fiica. Dar aceste persoane, acești oameni care au nevoie de ajutor, nu sunt luați în evidență la nicio instituție publică. Trebuie să fie luați în evidență, trebui, pentru că ei primesc inclusiv pensie de handicap și ei sunt luați în evidență la Direcția Generală de Asistență Socială, la Casa de Pensii, trebuie să fie luați în evidență și la Direcția de Asistență Socială, pentru că Direcția de Asistență Socială trebuie să plătească salariile acestor aparținători. Am zis eu înainte de emisiune că o să facem toată chestia asta pe bucăți, dar o să trecem acum repede prin aceste puncte și pe urmă o să le desfacem și în alte emisiuni. Declanșăm un audit în primăria Roman. Auditul, din ce știu eu, e un control. Auditul este o metodă de a afla ce s-a întâmplat într-o instituție în perioada XZ. Păi nu face guvernul treaba asta, există un prefect, există... Nu, prefectura nu face audit. Audit, să zicem, că ar putea să vină să facă o metodă de audit, este controlul curții de conturi, poftim. Dar se poate face un audit independent. Legea permite, dă voie și este absolut recomandat să faci așa ceva. Consiliul local dă voie? Dar nu este nevoie de avizul Consiliului Local pentru un audit în administrația publică. Nu, am văzut că au niște puteri serioase. Da, ei cred că au niște puteri, într-adevăr. Da. Chiar au impresia. Asta e așa un fel de glumă între noi, nu trebuie neapărat să o luați în serios. Deci declanșăm un audit în primăria Roman și poate face oricine treaba asta, independent. Adică mă refer la cel care coordonează instituția la momentul respectiv. Primarul nu are nevoie de să-i dea aprobare Consiliul Local să facă audit. Asta e ideea. Evaluăm activitatea angajaților față de care au existat sesizări în ultimele 24 de luni. De unde luăm sesizările astea? Adică ele și trebuie înregistrate. Ok, și doi la mână. Nu există instituție abilitate deja? Care e instituția abilitate? Pentru că stăm și vorbim despre faptul că sunt comisii. De integritate, poftim. Dar eu nu mă refer la acele sesizări de integritate în mod special, pentru că până la sesizările de integritate vorbim de lucrurile care afectează cetățenii în viața de zi cu zi. Adică despre relația cu cetățenii vorbesc eu aici. Adică ne luăm aici de ce? De birou unic? Ne luăm de faptul că un om care s-a dus să ceară o informație a fost tratat în mod incorrect. Așa, că și el a făcut acea... o sesizare. Exact, despre asta vorbim. Și o luați pe acea persoană care se regăsește în sesizare la bani mărunți. Exact. La asta se... Trebuie să... Nu? Cu toții suntem nervoși, stresați, dar când ajungem la serviciu și lucrăm cu publicul, trebuie să ne prezentăm impecabil, pentru că nu e vorba doar de noi, ci de imaginea instituției pe care o reprezentăm. Am văzut undeva în țară controle de astea? S-au făcut? Nu știu, dar... Ar chiar trebui? Cred că trebuie făcute. Cu siguranță la unele instituții trebuie făcute. Sărim peste activitatea poliției locale, că am discutat-o chiar la începutul emisiunii. Eliminăm conceptul... Asta îmi place în mod special. 10. Îmi place pentru că am văzut în alte țări și mi-a plăcut ideea, nu că sunt eu genul de om care se iasă din casă foarte mult. Eliminăm conceptul nu călcați iarba. Liber la citit, stat pe iarbă și așa mai departe. Nu călcați pe iarba. Și în continuare voi spune, cred că România este singură, nici Ucraina nu are chestia asta. N-am văzut în Ucraina, nu pot să vă confirm sau să vă confirm. Am văzut imagini cu tineri, studenți, cu cărțile... Dar... Știi, nu doar că în România, în Roman, pentru că dacă te duci la Iași, stai lângă palas, pe iarbă, adică... Ai voie? Da! Ne dăm de-a dura pe acolo copiii când sunt mici. Nu știam, nu vorbesc serios. Deci ai voie la palas să stai pe pajiștea aia în fața palatului? Da. În spatele palatului. Deci numai la Roman n-ai voie... Nu, exact. Adică e un lucru atât de simplu, dar mai ales acum în perioada de pandemie, când trebuie să păstrăm distanțarea asta fizică, păi... Unde e mai bine decât în aer curat să poți să te recrezi, să nu o iei razna, pentru că și așa lucrurile s-au schimbat într-un mod atât de rapid și atât de greu de acceptat. Pe de altă parte, noi suntem români. Și dacă suntem bun români? Bun simț nu este caracteristica noastră foarte. Poate nu a fost. Eu cred că, la fel ca și în alte orașe, schimbarea se produce. Trebuie doar să avem un pic mai multă încredere decât cred că avem acum în noi înșine. Cum mai răspunde unui om care spune, unde, uite, băi, când era nu călcați iarba pe vremea lui Xulescu sau Y Greceanu, nu existau acele cărărușe
pe spațiu verde. Da? Dar oamenii o fac oricum. E acel colț. Nu mai faci doi pași ca să mergi pe asfalt, faci un singur pas și intri pe pământ. Și în timp, mii de oameni, mii de pași, fac acele cărărușe că există. Dacă ar exista, nu călcați iarba și amenzi, spațiul ar arăta bine. Înseamnă că aleile au fost făcute prost. Aleile trebuie să urmărească drumul oamenilor. Nu facem niște alei de dragul de a le face și doar de a da bine pe niște randări arhitecturale pe care le prezintă cineva, vine cu proiectul și zice, ia uite ce frumos este. La un moment dat era o modă cu acele case în care era un stil cumva minimalist, standard, scandinav, da. Și după care și-au dat seama oamenii că nu pot să aplice tot mobilierul alb în casă, pentru că imediat se murdărește și stai toată ziua cu cârpa, că nu pot să pun canapeaua foarte aproape de nu știu ce, pentru că este total impractic. Deci, la modul designul real... Designul e una și... Exact, designul e design, dar aleile trebuie să urmărească pașii oamenilor, nu invers. Deci, statul pe... și am să merg în continuare pe chestia asta, deși, mă repet, nu sunt un om care să stea foarte mult în aer liber. Eu am spus și domnului Roman când am avut aici invitat, cred că România este cea mai neprietenoasă țară legată de activitățile outdoor. Nu ai voie să te duci în mijlocul pădurii pentru că nu e spațiu special amenajat. Nu poți să faci baie în râuri sau să cobori, să faci caiac, canoe. Nu ai voie, este o lege care nu-ți dă voie. Sunt locuri de îmbăiat. Special amenajate. Sunt locuri de îmbăiat. Nu pot să fac coborâre, rafting. Nu pot să fac climbing, da? Să mă cațăr pe perete de munte. Că nu e spațiu special amenajat. E România, și te întrebi și pe tine, e România așa de neprietenoasă? Nu le place românii, nu românilor, legilor ăstora să te lase să ieși să faci sport în aer liber? Eu cred că atunci când am început noi să implementăm directivele europene și regulamentele, pentru că din 2007 încoace ne armonizăm legislația cu cea europeană și vorbim despre aproximativ 85% din legislație, da. Adică un procent covârșitor. Atunci am început unii dintre noi, și mă refer la guvernanță, adică folosesc termenul la modul general, am început să facem exces de zel. Dacă în directiva Comisiei Europene era... recomandăm să, noi am spus e obligatoriu, obligatoriu să. Da. Și ne-am dat singuri, ne-am îngreunat singur drumul și cred că acesta este un răspuns la această întrebare. De asta a devenit România extrem de neprietenoasă, pentru că e mai bine să-ți iei responsabilitatea. Uite, spre exemplu, închiderea cimitirului în perioada de pandemie. Da. Nu a fost o decizie la nivelul Ministerului de Interne. A fost o decizie la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență, adică vorbim de alte niveluri de responsabilitate, corect. Da? De altfel, cimitirul s-a deschis înainte de a se ridica starea de urgență. Nu era mai simplu ca să nu se fi închis cimitirul, dar să fi fost persoane care să fi stat la intrare și să spună nu intrați mai mult de doi odată sau, mă rog, lucruri de genul ăsta. Românilor, în perioada de Paște? Înainte, pentru că vorbim înainte. Cimitirul s-a deschis da. Chiar în perioada Paștelui. În perioada Paștelui, dar nu au avut oamenii acces. Noi vorbim înainte. Deci e mai ușor să interzici decât să ai responsabilitatea de a educa omul. Și de aici cred că a pornit toată această chestiune. Mi s-a făcut semn că ne apropiem de final, dar mai sunt doar două puncte, din care unul se leagă de ăsta de mai devreme. Terenurile de sport din curțile școlilor să rămână accesibile, romașcanilor pentru a ieși cu familia sau prietenii și a face mișcare. Lucru care se întâmplă oricum. Deși se întâmplă și nu se întâmplă pentru că uite... au fost situații în care s-a sunat la poliția locală, fiindcă stau copii pe terenul de sport și bat mingea. Asta se întâmpla și când aveam eu 6 ani. Aveam o vecină care suna la miliție de fiecare dată, că jucam fotbal pe terenul de sport. Și ce caută în afara orelor de curs acolo pe terenuri, ce caută în vacanță pe acele terenuri? Și atunci ce se întâmplă? Că spațiul ăla cineva l-are în îngrijire. Există un administrator și al terenului de sport. Păi dacă eu îi dau liber populației în afara orelor de program și mi-l strică, vine cu un escavator. Dau un exemplu. Da? Sau aruncăm noi calupuri de dinamită și îi stricăm omului terenul. Cine este responsabil? Eu zic că ar trebui să nu mai privim dropul de sare, pentru că altfel nu o să mai facem nimic niciodată, categoric. Ar trebui să ne gândim așa, sunt oameni care nu își permit să plătească să se ducă să joace fotbal. Așa e.
să închirieze un mini teren să joace fotbal. Sunt oameni care nu-și permit să plătească abonamentul la o sală de fitness. Sunt oameni care au poate 3 copii și nu-și permit să plătească ore de tenis pentru fiecare dintre aceștia sau ore de natație sau așa mai departe. Există multe situații pe care trebuie să le luăm în considerare. În același timp trebuie să încurajăm pe oameni să facă sport, să iasă din case, pentru că așa vom fi oameni mai sănătoși. Și atunci, dacă stăm cu drobul de sare, vom interzice tot și o să trimitem copiii pe malul Moldovei și cam atât. Lucru total incorrect și care va face din orașul ăsta un oraș complet neprimitor. Plus că n-ai voie pe malul Moldovei, că nu e spațiu special amenajat. Înțelegi? Și atunci, da, dacă vor fi stricăciuni, cu siguranță va fi ușor de identificat persoana care a făcut stricăciunile. Dar până atunci, hai să dăm oamenilor dreptul de a se bucura de aer liber, de a sta cu copiii, de a învăța să meargă cu bicicleta, cu roțile ajutătoare, pentru că un teren așa e, din nu curtea e școlii stradă, este potrivit pentru așa ceva. Adică sunt lucruri la care trebuie să ne gândim și pe care cred că, nu știu din ce motive, poate din comoditate, poate pentru că oamenii nu au fost atât de oamenii din primărie n-au fost atât de conectați la nevoile reale, n-au fost oferite până acum. Sau poate ne s-au părut că sunt niște fleacuri. Păi nu există fleacuri, există un romașcan care se iasă pe terenul de sport. Nu știu dacă e cea mai importantă chestie pentru administrația publică locală. Știi câți copii până în vârsta de 7 ani avem? În roman? Aproape 4.000 de copii care au vârsta de până în 7 ani, între 0 și 7 ani. Adică vorbim despre, consider eu, o populație importantă din acest oraș. Da. Ei, pentru o populație importantă din acest oraș trebuie să oferim să scoatem nu călcați iarba, să deschidem terenurile de sport, să facem lucrurile așa cum am scris mai sus, într-un mod transparent, într-un mod care să încurajeze ieșitul din casă, dacă e să ne referim la aceasta, da? Să avem grijă ce facem în acest an școlar care începe și preșcolar, da? Creșe, da. Grădinițe, pentru că deocamdată nimeni nu vorbește nimic despre aceste lucruri. Da? Nu cred că știe care. Numai de la 0 până la 7 ani avem aproape 4.000 de copii în oraș. Cred că nu e un fleac. Chiar cred că este un lucru foarte important pe care trebuie să-l luăm în calcul. Să ajungem la final. Ultima parte, informarea firmelor privind nevoia de achiziții pe care o are administrația locală și închid, că mi s-a făcut semn din nou, închid manualul. Informarea firmelor privind nevoia... Da, să fie nevoia... o informare proactivă, pentru că, într-adevăr, pe SEAP, dacă nu plătești anumite poziții și anumite proceduri pe SEAP, pentru că SEAP face parte din ceea ce înseamnă statul român și e plin de proceduri și de birocrație, și atunci ne-am gândit că este foarte important ca firmele să știe lucruri despre ce face administrația locală. Da? Dar bine, exemplu concret, eu n-am înțeles ce... Vrei să cumperi 6.000 de pixuri. Că... 6.000 de pixuri, da? Că nu o să cumpărăm un pix. Ok? Bun, și atunci sau programul anual de achiziții, după ce l-ai finalizat și îl ai public, tu, primărie, îl trimiți într-un e-mail tuturor firmelor și arăți, uitați, acesta este planul anual de achiziții, anul viitor noi vom face achizițiile acestea. Și toate firmele din oraș știu ce achiziții va face primăria. Ideea e că una dintre societățile comerciale din oraș va avea 6.000 de pixuri și se va bate pe preț cu altă firmă care are 6.000 de pixuri, înțeleg? Da. Deci să fie o concurență clară și transparentă și loială și primăria, în esență, să facă economie. Nu e o calculatoare de la o firmă prietenă că... Dacă ne uităm, sunt vreo 5, 6, 7 firme care se repetă constant în toate achizițiile primăriei. Mm-hmm. Deci e simplu să deschidem SEAP-ul pentru noi, cei care suntem familiarizați. Corect. Și cum ar fi face firmele să înscrie într-un catalog electronic sau cum? De unde? Cel mai probabil toate firmele care sunt interesate să lucreze cu primăria deja au cont pe SEAP. Există un departament de achiziții, pentru nu? Pentru că fără un cont pe SEAP nici nu prea poți să lucrezi cu administrația locală. Dar în cadrul primăriei române există un departament de achiziții. Da. Cineva se ocupă de chestia asta. Da. Cineva o respectiv are toate societățile, nu presupun. Cineva o respectiv nu știu în ce mod se ocupă, pentru că rezultatul vedem. 6 firme care se repetă. Dar poate numai ăștia... Da, poate numai ăștia vând produsele respective. Numai la acele firme lucrează Romașca, numai acele firme plătesc taxe și impozite. Hai să fim serioși. Cu toată părerea de rău, spusesem că vom lua cu începutul și să discutăm câte o oră pe fiecare subiect, că e mult de vorbit, într-adevăr. De-aia am mers până la urmă să facem așa mai mult un fel de rezumat și să ne întoarcem deci în alte emisiuni. Deci am vorbit doar despre primele 100 de zile de mandat. Primele 100 mai durează. Eu vreau să văd ce se întâmplă după primul an de mandat sau care ar fi schimbarea și în mentalitatea romașcanilor. Deocamdată însă nu pot să spun decât mulțumesc pentru că ai venit în platoul nostru. Doamna Teodora Baciu, mi-e greu să spun Baciu, sunt obișnuit cu rusul.
Da. După atâta vreme, în continuare cu Teorusul, da? Teodora Baciu, candidată la primărie, la fotul de primar al municipiului Roman din partea Împreună pentru Moldova, vedeți și aici în spate. Încă o dată mulțumesc pentru prezență și rămâne să ne vedem data viitoare, să dezbatem mai pe larg și să ne explici mai pe larg ce se întâmplă cu acest program. Mulțumesc și eu, toate bune!